Conducere nouă la Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți. Un chestor de poliție a preluat comanda instituției pentru o perioadă de 2 luni. Ștefan Bibu, cel care în ultimele luni a asigurat conducerea IPJ Mehedinți prin desemnare, a fost înlăturat de la comanda instituției. În locul său a fost numit chestor de poliție Vasile Oprișan. Oprișan fusese trimis pe postul de consilier la Inspectoratul General al Poliției Române după ce anterior a fost șeful IPJ Bacău și înlăturat din funcție în urma evenimentelor tragice de la Onești, când 2 persoane au fost sechestrate și ucise. Chestorul are 59 de ani și a fost numit la comanda IPJ Mehedinți pe o perioadă de 2 luni. Inspectoratul de Poliție Bacău s-a aflat din anul 2009 sub comanda inspectorului Vasile Oprișan. Înainte de a fi șeful instituției, acesta a fost adjunctul inspectorului general 2003-2009, timp în care s-a ocupat de coordonarea activităților instituției pe domeniile ordine publică, rutier, analiză și prevenirea criminalității, intervenții rapide. De altfel, în perioada 1998-2003, Vasile Oprișan a fost șef la serviciul arme din cadrul instituției, după ce timp de câteva luni a fost ofițer de execuție.